serviciilor medicale oferite pacienților internați pe secțiile și compartimentele Spitalului Județean, s-a implementat chestionarul de satisfacție în format electronic pentru pacienți. La internare se introduce numărul de telefon al pacientului, care va genera un SMS, asta după externare, ce conține un chestionar de satisfacție, având un număr de 27 de întrebări și două ferestre în care pacientul poate menționa aspectele pozitive, dar și cele negative privind calitatea serviciilor medicale oferite pe timpul spitalizării. În cursul lunii mai s-au trimis un număr de 2736 chestionare de satisfacție și au răspuns un număr de 304 pacienți, ceea ce înseamnă un procent de 11,11%, iar în primele 10 zile din luna iunie s-au trimis un număr de 330 chestionare de satisfacție și au răspuns un număr de 21 de pacienți. Pacienții, așa cum am menționat, menționează și aspecte pozitive și aspecte negative din pe durata spitalizării. Aș vrea să menționez prima dată aspectele pozitive, din care e număr într-o ordine aleatorie. Apreciază profesionalismul medicilor, promptitudinea și amabilitatea personalului medical, empatia personalului față de pacienți, comportamentul medicilor, cu răbdare, cu înțelegere. Unii pacienți au apreciat starea de curățenie de pe secții, calitatea îngrijirii, de asemenea pregătirea profesională a personalului medical, comunicarea cu pacienții, seriozitate, profesionalism, faptul că personalul, medicii oferă informații pe înțelesul pacienților, colaborarea din cadrul echipei medicale. Dar, așa cum am spus, sunt și unele aspecte negative comunicate de unii pacienți internați. Este adevărat limitate ca număr, mai puține, dar toate aceste aspecte negative sunt analizate cu responsabilitate, cu promptitudine, cu celeritate din partea conducerii Spitalului Județean.